Tentativă de spargere a unui amanet din zona Gării din municipiul Pașcani în noaptea de vineri spre sâmbătă 18 spre 19 decembrie. Potrivit unor informații neoficiale, câteva persoane necunoscute ar fi încercat să spargă un zid din spatele casei de amanet pentru a pătrunde înăuntru. La scurt timp s-a declanșat alarma, iar indivizii nu ar fi reușit să intre în amanet. Ei s-au făcut nevăzuți fără a lua ceva. La data de 19 decembrie anul curent, jurul orei 8, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au fost sesizați de către o femeie cu privire la o tentativă de furt calificat dintr-o casă de amanet de pe raza Municipiului Pașcani. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări în vederea identificării autorilor și pentru tragerea acestora la răspundere penală. La fața locului s-au făcut cercetări de către o echipă de specialiști de la Iași. Până în prezent, nu au fost identificați autorii.